Polițiștii au lansat o campanie de asigurare a securității copiilor aflați în vacanță de toamnă până pe 31 octombrie. Operațiunea specială Grija se desfășoară în întreaga țară, întrucât în această perioadă copiii au mai mult timp liber, vor fi mai puțin supravegheați de părinți și deloc de profesori. În acest context, oamenii legii recomandă ca ușa locuinței să fie mereu încuiată. Nu deschideți niciodată ușa necunoscuților, chiar dacă vă spun că sunt trimiși de părinții voștri. Nu vă jucați pe drumurile publice sau în apropierea acestora, ci doar în locurile special amenajate în acest sens unde nu circulă mașini. Traversarea străzii se face numai pe trecere pentru pietoni, iar acolo unde sunt instalate semafoare, veți aștepta apariția luminii de culoare verde. Totodată, polițiștii recomandă ca cei mici să fie învățați că, în cazul în care se rătecesc, să cunoască și să spună numele complet a părinților, numărul de telefon al acestora, precum și adresa la domiciliu. Oamenii legii îndeamnă populația ca, în situații de pericol, să apeleze cu încredere la cel mai apropiat polițist sau să sune la numărul unic de urgență 112.